Salutare, prieteni, și bine v-am găsit! După cum bine știți, astăzi, cu ajutorul celor de la Mega Auto Iași, avem în teste noua Skoda Kamiq. Din față, mașina arată foarte bine, cu blocurile optice pe două nivele, luminile de zi cu semnalizare progresivă și luminile de întâlnire. O grilă mare față, impunătoare, foarte frumoasă. Tot la fel de frumoasă este și în lateral, cu o gardă la sol generoasă și liniile ce îmbracă mașina, dându-i un caracter elegant. Primul element surpriză ar fi aici, la clapeta de la rezervor, unde cei de la Skoda au montat o racletă pentru a rașcheta gheața de pe geam sau lunetă spate, parbriz, geamuri laterale. Mașina este superbă din spate și nu Skoda superb, ci Kamiq, cu toate că amândouă sunt superbe, cu un portbagaj generos și luminile, blocurile optice spate LED. Al doilea element surpriză ar fi la deschiderea portierei. Cei de la Skoda s-au gândit la o vreme mai puțin prietenoasă și au montat o umbrelă pentru noi sau ceilalți pasageri. Acum, fiind intrați în mașină, mașina a simțit închiderea portierei. Avem un afișaj full digital, nu mai avem afișajul analogic. Un volan în 3 spițe multifuncțional. Dacă pornim mașina, ne avertizează că este frig afară, 1 grad. A fost mai frig de atât. Și putem personaliza modul de vizualizare. Depinde ce afișaj preferăm. Sistemul de infotainment este foarte receptiv și intuitiv. Avem radio, media, asistență șofer, telefon, SmartLink, sunet sau date despre autovehicul, climatizare, putem conecta un telefon prin Bluetooth, în caz că dorim, dar momentan nu o să-l conectăm, SmartLink, conectăm un telefon prin USB la Android Auto sau Apple CarPlay, prin USB, USB Type-C, avem două porturi în față, două porturi în spate. Sistemul de climatizare pe două zone, după apăsare putem porni climatizarea, momentan este oprită, o dăm pe manual, ne selectăm noi, putem să dăm automat, pornim aerul condiționat, spații de depozitare. Avem în portiere, în cotieră, o priză de 12V, putem pune telefonul, anumite monede, alt spațiu de depozitare ar fi în torpedoul refrigerat, putem selecta nivelul de răcire. Schimbătorul de viteze conectat la o cutie în 7 rapoarte. Schimbător de viteze de asemenea învelit în piele. Scaune din material textil. Și locurile din spate ce sunt foarte generoase. În cap două persoane, doi adulți și un copil lejer. Acesta ar fi preview-ul nostru. Pentru mai multe detalii, urmăriți review-ul ce va ieși în curând. Rămâneți pe Blog Auto și ne vedem data viitoare. La revedere!